Să deschidem Sfânta Carte Biblia la 1-a epistolă Apostolului Petru, capitolul 1, începând cu versetul 13 și până la versetul 21, inclusiv vom asculta cuvântul Domnului. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Amen. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului nostru Iisus Hristos, să mă bucur de privilegiul de a fi împreună cu dumneavoastră și în dimineața aceasta, cum spunea fratele păstor Câmpan, că am fost și joi cu unii din cei care erau prezenți, ne-am bucurat aici, iar astăzi este o zi specială. E o zi în care sărbătorim victoria Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că moartea Lui a fost o moarte ispășitoare și chiar dacă cohortele de demon triumfau că Iisus a fost pus în mormânt, a treia zi El a înviat și Iisus al nostru e viu în vece vecelor, mărit să fie El. Aș vrea în această dimineață, pentru toți cei care sunteți aici, să vă aduc salutări din partea Bisericii Betel, din Sighetul Marmației. Mulți ați auzit, se spune că acolo se agață harta în cui, chiar este și un cui când vizitați Sighetul. E la graniță cu Ucraina, acolo unde acum e durere, e război. De multe ori auzim cum sună sirenele, și oamenii sunt în alertă, însă am văzut că vă rugați și pentru Ucraina, ne rugăm și pentru ei, ne rugăm pentru România, ne rugăm și noi pentru America, mâna Domnului să fie întinsă peste țara dumneavoastră. Vă aduc salutări din partea conducerii comunității de Maramureș și Satu Mare, ei știau că vin și atât fratele Vanciu, cât și Danciu și Dobie au transmis salutări și de asemenea din partea conducerii cultului creștin penticostal a fratelui președinte Nelu Filip și a vicepreședintelui Axinte Liviu. Har, pace și multă binecuvântare! Amen. În dimineața asta m-am oprit la pasajul acesta din această frumoasă și importantă epistolă către Corinteni. Suntem la cină. Vă mărturisesc că aseară târziu mi-a venit cuvântul acesta. E un cuvânt pe care consider că Dumnezeu mi l-a pus pentru noi toți, întâi pentru mine, apoi pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pentru noi ca și credincioși penticostali, atunci când avem cina, oarecum căutăm să ne pregătim. Țin minte, în biserica în care am crescut erau zile de post înainte de cină. Și astăzi se practică. În unele biserici, oamenii pun un accent deosebit și auzim de foarte multe ori trebuie să ne sfințim. Dar vreau să vă spun că aici, în cuvântul acesta al Scripturii,
de unde am citit în dimineața aceasta, avem un cuvânt pe care Dumnezeu Sfântul, prin Apostolul Petru, ni l-a dăruit nouă creștinilor, nouă celor care ne-am pus nădejdea în harul care va fi adus. Și noi așteptăm revenirea Domnului Iisus, vrem să fim cu El în slavă. Dar vedeți, dumneavoastră, de la convertirea noastră, de la acceptarea lui Iisus Hristos ca Domn, pentru fiecare din noi este un drum. Și drumul acesta pe care noi îl parcurgem nu poate fi oricum, ci doar drumul acela pe care l-a trasat Iisus, pe care noi trebuie să mergem. Aici Apostolul Petru, în epistola aceasta, el spune cu atâta claritate: încingeți-vă coapsele minții voastre, face apel la mintea noastră, ca noi să fim acei oameni care să ne dăm seama de modul în care trebuie să trăim aici pe pământ. Sunt multe lucruri scrise de Apostolul Petru aici, dar o să mă leg în mod deosebit de un lucru pe care aș dori să putem să ne-l luăm fiecare în ființele noastre și să-l ducem la îndeplinire. Mă rog Domnului să mă inspire în vestirea acestui mesaj pe care l-am intitulat în mod foarte simplu printr-o întrebare, și anume: de ce trebuie să fim sfinți? De ce trebuie să fim sfinți? Dacă vă uitați aici, de câteva ori apare cuvântul acesta despre sfințire, despre a fi sfânt. Și cum spuneam noi, în mod deosebit, când e vorba de cină, căutăm să ne sfințim. Căutăm oarecum să ne punem deoparte, să ne rezolvăm anumite probleme cu care ne-am confruntat, anumite lucruri care poate ne-au întinat. Ei, vedeți dumneavoastră, cuvântul acesta pe care noi îl vedem aici, și eu o să-l recitesc: ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amen. Fiecare dintre dumneavoastră știe ce înseamnă sfânt. Nu o să fac acum aici cu dumneavoastră nu știu ce lecții de etimologie, luând cuvintele nu știu cât și să le explic, dar mulți știți că vine din cuvântul ebraic kadosh, care înseamnă același lucru, sfânt, dar are două conotații deosebite. Una din conotațiile cuvântului sfânt este să fii pus deoparte pentru Domnul. Și atunci când cineva îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, el se pune la dispoziția Domnului. Este de partea Domnului, e pus fie că într-o slujbă, fie că el cântă, fie că predică, fie că are o altă lucrare încredințată de Domnul. Dar conotația acestui cuvânt este și a te separa de tot ce este rău, a te separa de tot ce este păcătos, de tot ce este vinovat. Și atunci avem fiecare dintre noi acest îndemn al Apostolului Pavel, care poate fi considerat și o chemare și o poruncă de a fi sfinți. Nu toți oamenii înțeleg lucrarea aceasta atât de importantă. Mulți oameni gândesc că a fi creștin este doar așa, simplu, vii la adunare, particip la o slujbă, poate faci o lucrare așa pe care o zice în numele Domnului și cu asta am rezolvat. În ceea ce privește sfințirea, vreau să vă spun, este mult, mult mai adânc lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Și lucrul acesta este specificat cu atâta claritate. Mi-au aminte la deschiderea unei biserici, undeva un om care era participat la acea slujbă, a apreciat cântările, a apreciat predicile, a apreciat tot ce s-a făcut acolo, venind la păstorul bisericii, dar a avut o nedumerire. Și omul ăsta vine cu următoarea întrebare la acest om după ce a avut acele cuvinte de apreciere. Și îl întreabă pe pastor: domnule pastor, totul mi-a plăcut la dumneavoastră, însă un lucru m-a uimit, și anume, m-am uitat pe toți pereții bisericii dumneavoastră și n-am văzut niciun sfânt. Cum se poate să n-aveți sfinți în biserică? Zice, m-am gândit că sunteți din aceia care au sfinți
în statui, dar m-am uitat în toate colțurile și n-am văzut niciun sfânt undeva să fie într-o statuie. Toate astea m-au pus în uimire. Și auziți răspunsul acestui slujitor al lui Dumnezeu: Domnule, noi când privim în această carte sfântă numită Biblia, noi citim și înțelegem că sfinții nu sunt cei pe care oamenii și pun pe perete, în statui sau în calendare, ci sfinții trebuie să stea acolo pe bănci sau pe scaune, acolo unde sunt scaune. Oamenii trebuie să trăiască ei o viață sfântă. Și dacă ne uităm în cuvântul Scripturii, vom putea observa că mai în toate epistolele pauline găsim aceste lucruri prin care apostolul Pavel se adresează oamenilor din acea vreme, celor care erau în diferite biserici, cu aceste cuvinte: frați sfinți. Când citim în epistola către evrei, capitolul 3, bunoară, în versetul 1, aici ni se spune: de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Observați cum li se adresează autorul epistolei către evrei, acelor credincioși din primul viac. Asta însemna că oamenii care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, ei trebuie cu adevărat să fie sfinți. Trăim într-o lume în care prea puțin oameni se mai interesează de sfințenie. Prea puțin se interesează de a fi cu adevărat sfinți. Oamenii se întristează de multe lucruri, se îngrijorează de multe lucruri, dar așa de puțin se îngrijorează cu privire la viața lor de trăire cu Dumnezeu, cu privire la viață sfântă. Mă aduc aminte de versurile unui poet creștin, numele lui este Ioan Alexandru. Cândva omul acesta chiar a scris așa o cărțulie cu Biblia prin America. L-am apreciat în vremea comunismului că a avut curajul să scrie versurile acestea de factură religioasă, creștină, în care vorbea despre adevărul divin. Și auziți, într-una din poeziile pe care el le scrie, spune așa: singura tristețe îngăduită omului de pe pământ, din care moartea izgonită e că nu-i sfânt. Auziți? Ei, stau și mă gândesc câți oameni sunt triști în zilele noastre când e vorba să fie cu adevărat sfinți, să trăiască cu adevărat o viață sfântă punându-se deoparte pentru Dumnezeu. Trăim o vreme în care, vedeți dumneavoastră, lucrurile se amestecă. Eu văd în țara noastră ce există. Eu văd în Europa, eu văd în creștinismul din secolul 21, un amestec în care oamenii consideră că pot trăi oricum și ajunge să se numească creștin. Vreau să vă spun, scumpii mei, că e de mare importanță noi ca și creștini să putem înțelege cât de importantă este această chemare a noastră la sfințire. Voi veni astăzi cu 4 argumente, dacă vreți, cu 4 lucruri pe care le găsim în textul acesta, care ne motivează pe fiecare dintre noi să fim sfinți. Și haideți să începem cu primul. Când privim la cuvântul acesta și în mod deosebit la întrebarea pe care am pus-o, de ce trebuie să fim sfinți? Primul răspuns pe care aș vrea să-l dau în această dimineață este acesta: să fim sfinți e o chemare pe care ne-o face Dumnezeu. Să fim sfinți e o chemare pe care ne-o face Dumnezeu. Observați aici în cuvântul Scripturii ni se spune: după cum cel ce v-a chemat, versetul 15, este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Apoi, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Cât privește chemarea asta de a fi sfinți, autorul epistolei către Corinteni, apostolul Pavel, în 1 epistolă, capitolul 1, în prologul acestei epistole, el scrie următoarele lucruri și citesc, versetul 1 și 2. Pavel,
chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sostin, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către tot cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Focalizați-vă, vă rog, privirile aici, asupra acestui verset. Către cei ce au fost sfințiți în Hristos, adică într-o bună zi, prin Iisus Hristos noi am fost sfințiți, El a fost făcut pentru noi, sfințire, răscumpărare și tot ce vreți. Dar cuvântul Scripturii spune că suntem chemați în lumea asta să fie sfinți, adică niște urmași ai lui Hristos, niște oameni care să se pună la dispoziția lui Iisus. Nu doar să cânte m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi și înapoi eu nu voi da. Nu numai cântăm înainte Iisus, în urmă-i lumea și cu asta se rezolvă problema, nu scumpii mei, ci trebuie să se vadă în viața noastră, în trăirea noastră, în umblarea noastră, absolut în întreaga noastră ființă. Mi-au ca aminte de un evreu cu numele de Nicolae Steinhardt. Un evreu care a fost convertit la creștinism, a făcut parte din acel lot numit Noi ca Pilat, oameni care s-au opus regimului comunist. Încă atunci când, mă rog, a fost preluată puterea și acești oameni, mă rog, aveau idealurile lor, visele lor. Printre ei era acest om, un erudit, aș putea spune, care a fost chemat de securitate să dea la un moment dat o declarație împotriva lor și apoi putea să fie lăsat liber, mă rog, spunându-i se ai un tată de care trebuie să îngrijești, un evreu respectabil în București în vremea respectivă și câte altele. Însă, el venind acasă, tatălui a spus doar atâta: dacă vei accepta să semnezi împotriva prietenilor, colegilor tăi, vei avea zile frumoase, însă nopțile îți vor fi îngrozitoare. Și acest om n-a semnat. A ajuns în închisoare, a acceptat în închisoare creștinismul și a devenit un om care chiar viața și-a sfârșit undeva la Baia Mare. A trăit o bucată de vreme acolo în nordul Maramureșului, scriind o mulțime de cărți. Însă omul acesta a fost un om care a analizat așa în profunzime creștinismul, relația asta omului cu Dumnezeu. Și într-o bună zi el scrie următoarele lucruri. Și ascultați-mă, creștinismul e religie, creștinismul e dogmă, creștinismul e morală, creștinismul e de toate. Dar mai presus de toate acestea este o relație. Este o soluție și e rețeta fericirii, auziți? Mai presus de toate, creștinismul e modul acela de a umbla cu Dumnezeu. E modul acela de a-L onora pe Dumnezeu prin viața, prin trăirea noastră. De aceea, scumpii mei, observați, atunci când privim în cuvântul acesta al Scripturii, mai ales astăzi la cină suntem, vrem să ne apropiem de ceea ce simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Au fost rugăciuni de cercetare și eu cred că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Eu cred că Dumnezeu sfințește viețile noastre, însă ne cere ca în viața noastră de zi cu zi să fim sfinți, nu numai cu două, trei zile înainte de cină, nu numai că e duminica aceea în care luăm cina, ci în viața noastră de zi cu zi noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, trăind așa cum ne cere El. Amen. În dimineața asta mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să facă o cercetare vie și fiecare să privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Va veni momentul când vom întinde mâna să luăm din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne întrebăm, suntem acei oameni care am trăit o viață sfântă? Suntem acei oameni care ne-am îndepărtat de lucrurile păcătoase, de lucrurile vinovate? Observați aici, apostolul Petru spune într-un mod atât de clar în versetul acesta 14, ca niște copii ascultători,
Nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Dar când ești în știință, când știi că sunt anumite lucruri care au putut să-ți păteze conștiința, ce faci? Aduceți-vă aminte cei care, eu zic, suntem mai de demult. Eram în biserică și se cântau cântări. Și erau cântările acelea, mă rog, cu niște versuri simple. Și cântarea spunea, ai grijă, gură mică, ce vorbești, că Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Ai grijă, ochișor, unde privești, că Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, ochișor, unde privești. Ai grijă, picioruș, unde pășești. Nu? Și așa mai departe. Erau versuri simple, dar că vroiai, că nu vroiai, ele te provocau la o meditație adâncă, să privești în adâncul ființei tale. Și Sfințenia cuprinde toate aceste aspecte. Și ce vorbim, și unde privim, și unde umblăm, și așa mai departe. De aceea aș dori ca în dimineața asta, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți, separați de tot ce vedem. Vedeți, există o presiune puternică în zilele noastre asupra creștinismului. Valorile morale sunt călcate în picioare. Astăzi vor să-i facă pe toți să meargă într-o anumită direcție, nimeni să nu aibă absolut nicio legătură cu Dumnezeu. Omului se promite fericirea din lucrurile vieții acesteia. Și vai, cât s-au căutat fericirea în droguri, în alcool, în tutun, în sexualitate. A ajuns la un moment dat să se vadă într-o stare jalnică. Dar harul lui Dumnezeu și în dimineața asta este mare. Și dacă poate ai ajuns în unul din astfel de lucruri, dacă ai ajuns poate să ai pătată conștiința aici, în mijlocul nostru, eu simt prezența celui care a murit, pe care îl sărbătorim, e Iisus Hristos. Cuvântul unei poezie pe care, mă rog, am găsit-o undeva în versurile unui poet, numit Simeon cu Bolta, și el un om care a suferit în timpul regimului comunist, numele lui este Sergiu Grosu, într-o poezie pe care acum văd s-a pus pe versuri și se mai cântă, acolo cuvântul spune, mă uit la tine, tu ești oare, ți-e haina plină de pământ, ți-e sufletul mânjit și frânt, de-abia poți merge pe picioare, mă uit la tine și mă doare că viața prea e trecătoare și prea e murdar al tău veșmânt. În căutarea unui bine privești în jos, privești în sus, ai vrea un leac și leacuri nus, să scapi de pete și rușine. Nu alerga la porți străine, tu vino în școala lui Iisus, că cel mai minunat burete e sângele ce a curs pe lemn, când fiul a strigat mi-e sete, e sângele ce pendelete te curăță de orice pete și șterge cel mai negru semn, mărit să fie numele Lui. Suntem chemați la sfințire, suntem chemați să fim sfinți și e cina Domnului înaintea noastră. Va trebui să întinzi mâna, o, primește spre Cel care a murit pe Golgota. El e singurul care poate spăla conștiințele, ne poate elibera de vinovăție, ne poate restaura viețile. Iar noi, să spunem de acum încolo, vrem să te urmăm pe tine și să trăim pentru tine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amen. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în textul acesta, care ne motivează să fim sfinți, este acest. Și anume, să fim sfinți, rețineți, să fim sfinți ne determină modul în care a fost făcută răscumpărarea noastră. Ne determină modul în care a fost făcută răscumpărarea noastră. Uitați-vă! Cuvântul Scripturii spune în versetul acesta 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri,
ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur lui. Și fără priha. Amen. Noi venim aici și e în fața noastră cină. Și nu e doar așa o lucrare că o vom face, să ne vadă, știu eu, cei din familie, să ne vadă pastorul, comitetul, și-am luat. Noi venim aici pentru că știm că în urmă cu aproape 2000 de ani, undeva pe Golgota, Fiul lui Dumnezeu stătea între cer și pământ și prin moartea Lui ne-a înlocuit pe noi. Eu trebuia să mor, nu? Și dumneata. Dar El prin moartea sa ne-a înlocuit pe fiecare din noi. Prin moartea Lui El a satisfăcut justiția divină, dreptatea lui Dumnezeu. Cerea ca pentru păcat să fie, da, să fie plată. Și nu s-a găsit nimeni. Caut un om, spunea Ezechiel, să stea în mijlocul spărturii zi în zid între Dumnezeu și om. Ieremia spunea, cutreiera ulițele Ierusalimului și nu găsesc un om. Vai, nu găsesc niciunul, spune. Nici unul, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă trebuia să vină cineva nevinovat ca să moară pentru noi. Acest Iisus a fost și jertfă, vedeți dumneavoastră, dar a fost și omul acela care a avut misiunea de a veni în lumea noastră să se jertfească pentru noi și să fie și marele preot al mărturisirii noastre, glorificat să fie numele Lui. Și vă rog, observați, toate astea Iisus le-a făcut pentru răscumpărarea noastră. Noi nu ne puteam răscumpăra, spune psalmistul, răscumpărarea lor era așa de mare, nu? Că nu se va putea face niciodată. Însă, în acea zi importantă, în istoria omenirii, Iisus Hristos rămâne acolo pe cruce și moare pentru noi, pentru păcatele noastre. Mi-aduc aminte de unul din mari oameni pe care a avut omenirea, acest om care a înființat armata salvării, William Bowes. Omul ăsta care, într-o împrejurare, a scris următoarele cuvinte, făcând, dacă vreți, o exegeză a pasajului, unde ni se spune că au trecut pe acolo trecătorii și ziceau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Au trecut și mari preoți și cărturari, coboară-te de pe cruce, tâlharii spuneau, mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Și în comentariul acesta, acest om spune un adevăr extraordinar, dacă ar fi coborât Hristos de pe cruce, ei ar fi crezut în El, dar noi credem pentru că a rămas pe cruce. Și pentru asta îi mulțumim, îl slăvim și îl binecuvântăm. Dacă acest Iisus a făcut răscumpărarea noastră, noi trebuie să trăim o viață sfântă dedicată Lui. Observați când autorul epistolei către Corinteni, apostolul Pavel, el scrie întâi epistol în capitolul 6, el menționează un lucru foarte important spunând așa, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul care sunt ale Lui Dumnezeu. No, cum putem noi proslăvi în trupul și în Duhul nostru pe Cel care ne-a răscumpărat? Trăim o viață de sfințenie. Observați, în a doua epistolă, apostolul Petru, Pavel, el scrie în capitolul 7 următoarele cuvinte pe care am să le citesc. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, ceea ce ne motivează pe noi să trăim o viață sfântă, să fim sfinți, e modul acela în care a fost făcută răscumpărarea noastră, și anume, Hristos a murit pentru noi. Vă aduceți aminte de o cântare veche? Mie mi-au plăcut cântările. Unele le țin minte de când eram un adolescent. Și cântarea asta spune, dacă nu aș fi decât țărână, dacă nu aș fi decât un vis, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât din paradis. Dacă nu aș fi decât un abur, decât un bulgăr răscolit de vânt, niciodată, Doamne, pentru mine
n-ai fi coborât pe acest pământ, dacă nu aș fi decât un înger, dacă nu aș fi decât o stea niciodată, Doamne, pentru mine, n-ai fi plâns în cer de jalea mea. Ah, ce taină mare ai pus în mine! O, Iisuse, Fiul de Dumnezeu, ai luat un chip de suferință și ai venit să mor de dragul meu, dar Tu m-ai iubit și m-ai mântuit. Ei, asta ne motivează, scumpii mei, să trăim o viață sfântă, apropiindu-ne de cina Domnului, lăudând și vestind moartea Lui, pentru că cina are un punct foarte important. Nu numai că e o formalitate, nu că e privită ca taină de una din biserici, de alta e privită ca un sacrament, de alții e privită ca un act de cult. Nu, e mult mai mult decât atât. E ceva prin care noi, spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, capitolul 11, și citesc aici versetul acesta 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Domnul să binecuvânteze biserica din Filadelfia, biserica Filadelfia din Polda. Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii de aici, toți frații, scumpii mei, vestim moartea Domnului, dar e așa de important să o vestim, nu oricum, ci să o vestim așa cum cere Domnul. Ca să putem vesti moartea Domnului Iisus, atunci e așa de important să trăim această viață sfântă, să fim sfinți. Doamne, ajută-ne! În al treilea rând, un al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, e tot o motivație, dacă vreți, cu privire la viața sfântă, ceva poate așa concret, și anume să fim sfinți, o cerință ce trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Auziți? Să fim sfinți este o cerință ce trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Noi putem vorbi de sfințire. Noi putem avea așa o impresie că suntem sfinți, știu eu, datorită anumitor lucruri pe care le putem face. Poate fiind integrați undeva într-o lucrare pe care o facem, nu? Chiar și de predicator, încep cu predicat, nu? Vine omul, predică de aici. Și oamenii zice, da, domnule, el e un om al lui Dumnezeu. Și dă, Doamne, să fim toți oameni al lui Dumnezeu. Poți să cânți, poți să reciți poezie. Poți să faci o anumită lucrare spirituală, dar ascultați-mă bine. Atunci când e vorba de a fi sfânt, să fim sfinți, e o cerință a lui Dumnezeu ce trebuie să se reflecte, observați aici, în mod deosebit în purtarea noastră. Pentru că te vede soția acasă, te văd copii, te văd colegi, te văd frații de credință și ceea ce dă notă în mod deosebit este modul cum ne purtăm. Atât de mare a fost accentul pus de apostoli, de oamenii care au trebuit să scrie aceste epistole pe purtare, încât așa fugitiv. Vă voi aminti din epistolele pauline, Efeseni, capitolul 4, unde apostolul Pavel spune în versetul 1, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit, observați? Fiți sfinți în toată purtarea voastră, am primit o chemare. Trebuie să ne purtăm în chip vrednic. Uitați-vă în Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Doamne, ajută-ne! Uitați-vă în Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 10, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru bun, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Observați, sfințirea trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Putem noi spune că, sau eu știu, făcând apel la cuvântul Scripturii, ne numește Biblia frați sfinți, frumos. Dar rețineți, am fost sfințiți
Și suntem chemați să fim sfinți. Amen. Și asta trebuie să se reflecte în viața mea de zi cu zi. Și observați, acest lucru apostolul Petru abordează cu multă claritate. În epistola 1, capitolul 3, versetul 1 se adresează soțiilor și spune așa: tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestei lor. Adică soțiile trebuie să aibă o purtare bună, să se vadă în ei chipul lui Hristos. Le place fraților, așa? Dar uitați-vă acum ce spune la bărbați. Versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci observați, viața sfântă, să fim sfinți, trebuie să se reflecte în purtarea noastră, în relațiile de familie, în relațiile cu copiii, bună oră, nu? Acolo spune clar în Efeseni, capitolul 6, cum trebuie să ne purtăm, de asemenea cum trebuie să se poarte copiii cu părinții. Toate astea sunt puse acolo. Și purtarea asta noastră trebuie să fie și în mijlocul oamenilor cu care intrăm în contact. Aveți mulți tineri, sunteți la școală, la liceu, la facultate, sunteți la lucru, mergeți într-o parte sau alta. Dacă este ceva important, nu e felul cum știm să cântăm, cum știm să predicăm, cum știm eu știu să avem programe și așa mai departe, sunt toate frumoase și eu țin la astea. Dar în mod deosebit, ceea ce dă notă, ceea ce dă valoare, este purtarea noastră. Când Petru scrie în 1 epistolă, în capitolul 2, versetul 12, uitați-vă, 1 Petru 2 cu 12, el spune într-un mod atât de clar aici, și anume, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Tu nu știi când e ziua cercetării colegului tău de muncă. Poate el te analizează, te privește, îți vede viața. Nu știi cum văd colegii tăi purtarea ta. Eu nu o să uit ceva, nici nu-mi trecea prin cap să spun asta. Dar mi-a venit acum așa instantaneu. Eram în anul 3 la liceu. Era perioada aceea comunistă. Și m-am dus și eu cu colegii mei și am jucat un meci de fotbal. Și nu știu, așa într-o situație, cineva, mă rog, m-a lovit, eu știu cum, și am zis niște cuvinte. Nu era o înjurătură, dar oarecum mergeau într-acolo. Că și vorbele pot fi cu multiple înțelesuri. Ceva ce nu uit, și au trecut mai bine de 40 și ceva de ani, a venit un coleg de-al meu, îi țin minte și numele, Horațiu Moșuțan, m-a cuprins așa, m-a luat așa de după cap și mi-a zis: Bumbărică, tu erai singurul dintre noi pe care nu l-am auzit înjurând. Erai singurul dintre noi care n-a înjurat. Credeți-mă, dacă mi-ar fi dat o palmă atunci, poate nu mă durea tu, așa. Dar mi-am dat seama, chiar dacă nu aveam eu puterea de a mărturisi, ca acum, însă viața mea era monitorizată și de colegii mei. Vreau să vă spun, pe fiecare din noi, cineva ne monitorizează, ne urmărește. Știi cât de important este să poți trăi la nivelul chemării pe care ne-a făcut Iisus. O, Doamne, privește spre noi cu milă și îndurare în dimineața asta. Va trebui să ne apropiem de cină, dar te rog, spală conștiințele noastre, spală-ne de vinovăție și ajută-ne să ne luăm angajamente noi, ca de aici încolo sfințenia să se reflecte în purtarea noastră. Zicem amin. Doamne, ajută-ne! Și în ultimul rând, după care închei, al patrulea lucru pe care aș vrea să-l observăm, de ce trebuie să fim sfinți, răspunsul este: să fim sfinți ține de credința și nădejdea noastră. Ultimul verset pe care l-am citit spune așa: căci prin el sunteți credincioși în Dumnezeu,
care l-a înviat din morți și a dat slavă, pentru ca credința noastră, credința și nădejde voastră să fie în Dumnezeu. Știți că adevărată credință este credința aceea care îi face pe oameni să trăiască o viață sfântă dedicată lui Dumnezeu și să aibă nădejdea că orice s-ar întâmpla în lumea asta, vor fi cu Dumnezeu în veșnicie. Ele sunt așa legate una de alta. Mi-aduc aminte de unul din mari oameni pe care a avut omenire, un profesor universitar, C.S. Lewis. Omul ăsta care până la 37 de ani a fost ateu. La 37 de ani a avut loc o, dacă vreți, schimbare radicală a vieții acestui om. A devenit un scriitor de cărți, a devenit un apologet al creștinismului, a vorbit în fața studenților, în fața profesorilor, a purtat discuții cu mulți, mulți oameni care în anumite împrejurări îi spuneau: ei, voi ceea ce visați, la ce așteptați, întâlnirea cu Iisus, împărăția lui Dumnezeu, a, e pentru voi așa o fugă de realitate, voi nu vedeți problemele astea cu care se confruntă oamenii. În altă situație au zis: e o dorință deșartă pentru voi. Câți nu ne spun și în zilele noastre nouă: păi vezi cum poți trăi în lumea asta, ce să trăiești o viață sfântă, ce să trăiești o asemenea viață despre care Dumnezeu spune într-un mod atât de clar că în împărăția cea slăvită a lui Dumnezeu, în Ierusalimul Ceresc, nu va putea să intre oricine. Și citesc cuvântul ăsta din Apocalipsa 21:27, nimic întinat nu va intra în el. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Ei, pe noi ne motivează să trăim o viață sfântă, auziți? Credința și nădejdea noastră. Și acum haideți să vă spun ce a zis acest C.S. Lewis. A spus următoarele cuvinte: așteptarea unei lumi de dincolo pentru noi nu e o fugă de realitate, nici o dorință deșartă, ci este însăși esența credinței noastre. Eu aș dori așa de mult să trăim cu toții o viață sfântă, având acea credință în Dumnezeu și așteptând întâlnirea cu El, acolo în slavă Lui. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă umple de har și să vă ajute dumneavoastră și nouă ca să putem sărbători cina Domnului atunci când va veni El. Voi bea nou cu voi în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Dar până atunci să fim sfinți e o chemare făcută de Dumnezeu. Să fim sfinți e, ați observat, ceva prin care ne aducem aminte de modul în care a fost făcută răscumpărarea noastră. Să fim sfinți e o cerință ce trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Să fim sfinți e legată de credința și nădejdea noastră. Vom fi cu Iisus în slavă. Doamne, ajută-ne! Amen, amen!